Elisabeta Rizea a fost nepoata fruntașului țărănist Gheorghe Șuța, ucis de comuniști datorită atitudinii sale împotriva regimului de emanație sovietică. Elisabeta Rizea a detestat comunismul și în momentul înființării grupului de rezistență de Nucșoara, condus de Tom Arnăuțoiu, nu a pregetat să-i ajute împreună cu soțul ei, Gheorghe Rizea, cu alimente și îmbrăcăminte. Aflând de implicarea lor, securitatea a început să urmărească. Gheorghe Rizea a reușit să se ascundă câteva luni de zile înainte de a fi arestat, anchetat și condamnat la 15 ani de muncă silnică. Elisabeta Rizea a fost arestată prima dată pe 20 noiembrie 1950 și condamnată în 1951 de Tribunalul Militar București la 6 ani de detenție. La eliberarea din închisoare, la 6 iunie 1956, deși era urmărită de securitate, Elisabeta Rizea a început din nou să-i ajute pe cei din grupul de rezistență, transmițând mesaje, ducându-le alimente și îmbrăcăminte. A fost arestată pentru a doua oară în 1958, după prinderea fraților Arnăuțoiu, anchetată de securitate și condamnată de Tribunalul Militar la 25 de ani de muncă silnică, 10 ani de degradare civică și confiscarea averii. Și-a regăsit soțul și cele două fiice când a fost eliberată din închisoare la 29 iulie 1964 prin decret de grație. După 1990, Elisabeta Rizea a vorbit în Memorialul Durerii și în interviuri despre rezistența de la Nucșoara și despre represiunea declanșată de regimul comunist prin securitate, miliție și noua ierarhie a statului.